Parte de un trai mai scump în 2021 față de anul trecut, asta cred două treimi dintre români conform unui sondaj IRSOP. Cei mai mulți cred că prețurile vor crește mult în acest an. De asemenea, peste jumătate se așteaptă ca veniturile să nu crească în 2021. Cezar Ascutar vine cu detalii. Potrivit sondajului realizat de IRSOP, 54% dintre respondenți spun că încasările lor vor fi similare cu cele de anul trecut. 17% spun că vor fi mai mici, iar 27% cred că vor fi mai mari. Românii pun frână la consum, după cum arată cercetarea. Numai 31% dintre participanții la sondaj spun că în 2020 au cheltuit ceva mai mult decât în alți ani. 47% afirmă că au cheltuit cam la fel, iar 22% mai puțin. Aproape două treimi dintre români sunt de părere că prețurile vor crește mult în acest an. În acest context, 41% cred că vor cheltui mai mult, 38% la fel ca anul trecut, iar 19% mai puțin. În ceea ce privește destinația cheltuielilor, mult mai puțini români sunt dispuși să cumpere un bun de lungă durată pentru casă, cum ar fi un frigider, 32% față de 42%. Unul dintre români este dispus să-și renoveze casa. Anul acesta, procentajul celor care vor să cheltuie pentru un concediu în România este cu 10% mai mare față de anul trecut, iar procentajul celor care vor să plece în afară este apropiat de cel din 2020. Mai puțini români vor să-și cumpere o mașină, să-și deschidă un credit bancar, însă mai mulți sunt dispuși să cumpere o locuință ori să înceapă o afacere anul acesta. În pofida crizei medicale, anul trecut, 33% dintre cei intervievați au reușit să economisească bani, iar în 2021 aproape jumătate susțin că au intenția să pună un ban deoparte. Două treimi dintre participanții la sondaj cred că bunăstarea se duce în jos, iar unul din cinci români se așteaptă la un nivel de viață cel mult stabil. Analizăm acest sondaj alături de sociologul Gelu Duminică în direct acum la Digi24. Bună dimineața! Bună dimineața! Percepția generală este una negativă. Deși jumătate dintre cei care au răspuns sondajului spun că vor câștiga cel puțin la fel ca în 2020, cheltuielile vor fi mai mari, problemele vor fi mai multe. De ce avem această percepție în anul în care ne gândim la speranță, la revenirea cât de cât la o viață normală? Ar trebui să fim optimiști, nu pesimiști. Da și nu, însă știți, în momentul în care te fii cu ciorbă, sufli și de iaurt. Da, și anul trecut ne-a arătat cât de vulnerabili putem să fim în fața unei situații de criză. Nu uitați că înainte de pandemie, România avea totuși cam 4,5 milioane de oameni care trăiau în deprivare materială severă și cam 10 milioane, incluzând și pe cei care trăiau în deprivare materială severă, care, în cazul unei situații de criză, nu aveau un ban deoparte. Asta spunea INSE-ul în anuarul statistic din 2018. Oamenii ăștia, în momentul de față, sunt destul de loviți de tot ceea ce s-a întâmplat în 2020. Pentru ei, stai acasă a însemnat de foarte multe ori o sărăcire accentuată sau o aruncare în sărăcie a celor care erau undeva în margine. Și atunci că toți devin mult mai atenți la cheltuieli. Doi, nu știe nimeni în momentul de față ce se va întâmpla cu pandemia. Da? Și atunci și paza bună trece prin meșdiarea. Foarte mulți doresc să pună bani deoparte, după cum ați văzut, mult mai mulți decât în trecut, tocmai pentru că am devenit mult mai conștienți de faptul că în situație de criză trebuie să avem nevoie, trebuie să avem de ce ne agăța, cu alte cuvinte, de resursă pe care să o folosim în cazul în care, Doamne ferește, este nevoie. În același timp, optimismul ăsta, știți, comportamentul depinde foarte mult de context și de situație. Dacă lucrurile se relaxează și dacă lucrurile revin la normal mult mai repede decât preconizăm, o să vedeți că și comportamentul se schimbă. În momentul de față, un comportament sau cel puțin o atitudine, că nu e neapărat un comportament, oamenii spun că ar face asta, nu înseamnă că și vor face asta, dar deci e un tip de atitudine pe care avem în situația actuală. Peste câteva luni, în momentul în care se relaxează și lumea o să fie iar cu soare, cu mare și cu plajă, dar o să vedeți că foarte mulți s-ar putea să schimbe atitudinile, da, și să acționeze pe cale de consecință. Chiar dacă mulți, spre exemplu, zic că noi respectăm regulile în zona de coronavirus, da, astea care sunt de pandemie, vedeți că în fiecare weekend stațiunile montane sunt arhipline, gem de oameni. Dar sunt mulți dintre ei, atunci când au fost întrebați, au spus, stați puțin că eu stau, păstrez distanță și așa mai departe. Așa să nu luați neapărat ca
ce, da, etalon ce acest sondaj, ci doar ca un, hai să zicem așa, o declarație de intenție. Dom'le, cam asta ne propunem. Ce va fi depinde foarte mult de context, de situație. Evident. Partea bună este că oamenii au reușit să pună ceva mai mulți bani deoparte în 2020. O treime dintre cei care au fost întrebați au spus că da, am reușit să pun niște bani deoparte. Pe de altă parte, oamenii se gândesc că anul acesta vor crește prețurile, pentru că antreprenorii, companiile vor încerca să recupereze puțin financiar după pierderile de anul trecut. Practic, ceea ce am pus deoparte vom da pe creșterea prețurilor cumva. Foarte probabil, plus că nici anul agricol de anul trecut nu ne-a ajutat foarte mult, dar secetele prelungite de anul trecut... Da, e foarte probabil să ducă către o creștere a prețurilor, dar plafonarea salariilor sau cel puțin o politică parcimonică a guvernului este clar evidentă în ceea ce privește creșterea salariilor, salariul minim. Tocmai aveați mai devreme știri cu proteste pe care sindicatele le au în această zonă. Deci este foarte clar că pentru mulți dintre noi va urma o perioadă în care va trebui să facem față unor creșteri de prețuri la aceleași salarii sau relativ aceleași salarii ca și anii trecuți. E o perioadă de criză, cu siguranță, dar o perioadă care vine după o secetă prelungită. Întotdeauna în secetă prețurile au crescut pentru produsele alimentare de strictă necesitate, cel puțin, și formă lanțul s-a dus mai departe. Așa că, din punctul ăsta de vedere, temerile oamenilor sunt îndreptățite. Cu cât, ce fel, cum? Nu, aici sunt economiștii care ar trebui să vă răspundă, nu eu, însă temerile oamenilor sunt îndreptățite. Mulțumesc tare mult, Gelu Duminică, pentru intervenție.